alegoria iubirii fatale în opera Castelul de Marmură albastră de Bellamy. Tocmai datorită faptului că, în ciuda simplității apare
aparente a subiectului, basul este plin de semnificații alegorice și poate fi interpretat în numeroase feluri. Alegoria în bine văzută în multele sale ipostaze devine tema centrală a operelor acestora. Temele iubirii, morții, singurătății, violenței sunt abordate și în libretul lui Bolaci, dar într-o manieră diferită de cea a predecesorilor săi, păstrând într-o foarte mică măsură și câteva idei din variantele anterioare. În varianta Bolaci-Bartok, Barb Albastru nu e nici criminalul feroce al legendei franceze, nici figura burlescă a sfințalului Offenbach, și mai curând o prezență de coloratură simbolică existențialistă. Libretul lui Bolaci păstrează ca surse de bază pasul lui Charles Perrault, dar schimbă destinul personajelor sale, preferând să trăia din drama lirică al lui Maurice Maeterlinck, Adriane Barbeau, ideea că fostele soții rămân în viață, captive în pastorul său. Ultima soție, aici pe nume Judith, care a jucat acum rolul asemănător al unei prezențe naive și pure, care dorește să lase soarele să strălucească în castel de Barba Albastră. Pe lângă acesta, nota originală a libretului este întreținută și de imaginea mai umană a lui Barba Albastră. Pentru prima oară, el nu mai este un monstru feroce, ci se comportă mai generos, mai tandru, ajungând aparent să cedeze cu ușurință rugăciunilor lui Judith de a o lăsa să vadă toate încăperile castelului său, inclusiv pe cea interzisă. Chiar și finalul libretului este mai iertător cu Barba Albastră, care nu mai este pedepsit, umilit și învins, ca în basmul lui Perrault, nici de autor, nici de frații soției sale. La Bolaci nimeni nu este câștigător, nici unul dintre protagoniști, nici dragostea, nici cuplul. După ce reușește să deschide și ultima ușă, Judith se alătură fostelor soții ale lui Barba Albastră, rămânând și ea în viață, dar captivă în ultima cameră din castel. Încheind astfel cercul nefericit al faptelor lui Barba Albastră, care se izolează în singură frază, nefericire și întâlnire, așteptându-și următoarea victimă. Fericirea dorită de prinț nu se împlinește însă nici acum, în varianta lui Bolaci, căci va rămâne singur, citez, și va fi mereu naftic. Am încheiat. Pătrunderea în castelul lui Barba Albastră nu se face însă prea de vreme, așa cum ne-am fi așteptat. Bartok se folosește de prolog pentru a prelungi suspansul descoperirii spațiului și personajelor, utilizând acest artificiu al teatrului antic, ca modalitate de a anticipa evenimentele și de a intra în contact direct cu publicul. Prologul este recitat, fără a fi însoțit de un fundal muzical, iar după ridicarea cortinei, ni se permite accesul în universul misterios al prințului. Cine se transformă în un vol mare circular în stil gotic, asemănător cu o cavernă întunecată goală, într-un cadru sumbru, Barba Albastră și Judith își fac apariția în capul scărilor. Deci, plină de metafore și simboluri, povestea ne ancorează psihologic în starea de fapt, citez. Suntem aici acum, am chiar citat, îi spune Barba Albastră iubitei lui Judith, în castelul meu. Aceasta este prima oară când Judith vede castelul soțului ei, un castel misterios cu 7 uși ferecate, 7 uși simbol. În spatele cărora se ascund secrete de nebunit. Simțindu-i frica, Barba Albastră îi amintește căriul Judithei că este liberă, că încă se mai poate întoarce în lumea celor de sus, dar curiozitatea rămâne tentația supremă. Coborârea în castel e asemănătoare, poate, unei deschideri din infern, unde nu pătrunde niciodată lumina soarelui, unde rămâne rece al tăcerii și al lacrimilor. Orfeu a coborât în infern pentru a-și recupera iubirea. Barba Albastră o coboară pentru a nu încerca. Bartok îi dă femeii, aparent, o libertate de plină, aducând în prim plan responsabilitatea alegerii. Astfel, Barba Albastră oferă această ocazie de a se răzgândi, întrebând-o obsesiv cu fiecare reamintire a trecutului ei luminos. Citez. Judith, nu ți este frică? Am încheiat citatul. Judith pornește la drum ca o eroină romantică, înfocată de propria pasiune, cu încredere oarbă în propriile puteri. Citez. Voi usca lacrimile zidurilor cu buzele mele, voi încălzi castelul cu trupul neambil. Am încheiat citatul. Ea spune, citez. Nu vreau soare, nu vreau trandafiri. Și se supune de bună voie fascinației supra castelului. Urmărindu-o pe Judith, putem observa că și atunci când este animată de intenții nobile, iubirea poate aluneca în jocul puterii. Judith descuie pe rând camera de tortură, a armelor, a aurului, descoperindu-i cruzimea, dar și curajul bogăția. În fiecare din ele regăsim urme de sânge. Elementul simbol ce bântuie fiecare căpere. Începând cu a patra ușă, raportul de forțe se schimbă. Barba Albastră e cel care îi cere acum Judithei să deschidă, să nu-i fie frică, simțind nevoia ca lumina să inunde castelul. Poate și simbolic, a patra încăpere adăpostește grădina secretă, un paradis posibil la jumătatea camerelor, la răscrucea drumului dintre iad și rai. Pentru că acest limb să existe, e necesar un singur lucru. Citez. Judith, iubește-mă și nu pune întrebări. Am chiar citat. A cincea ușă se deschide spre măreția regatului, cu pașii de mătase și păduri de catifea. Cea mai impresionantă este redată printr-o orchestrație amplă, în care se împletesc instrumentele de percuție, coardele și corda. Judith e copleșită de ceea ce descoperă, e tentată să ceară mereu mai mult, fiindcă iubitul îi se arată măreție, frumusețe, bogăție.
chiar dacă în toate se amestecă simbolurile luminii și sângelui, puritatea și prima. Ultimele două uși trebuie să rămână închise. Aici intervine narativ și muzical cu punct de inflexiune interesant. Când barba albastră atinge poarta cea mai umană cu putință, Iute devine tiranică, citez. Nici o ușă să nu rămână închisă în ea. Am încheiat citatul. Deși el îi spune ca și cum ar vrea să o împuneze. Privește în jur la tot ce au făcut mâinile tale binecuvântate, Iute. O și avertizează. Castelul nou nu va străluci mai mult de atât. Complet străină de viață și aparent învingătoare în acest joc al forțelor, ea vrea totul și acum, justificându-se doar cu generozitate. Citez. Viața și moartea mea ți aparțin. În spatele celei de-a șasea uși, descoperă lacul larg al lacrimilor, o apă ambiguă, umană și fantastică, regăsind și aici urme de sânge. Iulie e o femeie curajoasă, dar revine la acum, paradoxal, chiar în bine. Dragostea ei cedează. Nu are puterea să-l salveze de barba albastră, din potrivă îl adigește și mai mult ce știe, în crimă. Dacă această poveste se termină nefast, e fiindcă iubirea, ca orice adevăr, ne scapă printre degete. Umbra sângelui cuvârșește lumina, fragilitatea speranței. Citezi, iubește-mă fără să pui întrebări. Citatul, e și un mod potrivit de a asculta muzica lui Bartok, pe care cei doi soliști o expun în dialog. Am reușit să parcurgem astfel în linii mari povestea operei, să semnalăm la nivel contextual prezența simbolurilor, sângele fiind cel care tronează de-a lungul întregii lucrări, a replicilor leitmotiv, trasând și câteva trăsături de caracter ale personajelor. Dar ce se întâmplă la nivel muzical și formal? Stilul muzical al lui Bartok ar putea fi succint definit printr-o sinteză dintre esența spiritului neoclasic, utilizarea arhetipurilor modale, citatul folcloric și originalitatea incontestabilă a formei. A studiat atent concepții teoretice, precum secțiunea de aur sau șirul Fibonacci, alegând în unele cazuri proporția asimetrică a secțiunii de aur pentru structura lucrărilor sale. Creația bartokiană a ilustrat câteva dintre cele mai general valabile dualisme estetice, simetrie, asimetrie, particular general, unitate, diversitate, libertate, rigoare, național, european. Iar de-a lungul carierei s-a axat majoritar pe muzică instrumentală și orchestrală. În ceea ce privește viața de scenă, Bartok a fost un admirator al lui Debussy, dar în același timp a fost conștient de puterea dramatică ce radia în operele cu o abordare total diferită de cele a compozitorului expresionist, celelalte lui Wagner sau Strauss. În opera sa, Castelul Prințului Barba Albastră, Bartok a reușit să suplinească lipsa multitudinii de personaje și a unui conflict dramatic prin această complexitate a actului creator. A reușit să echilibreze unitatea și diversitatea, sintetizând elementele personale, național-folclorice ale stilului său, cu structurile clasice instrumentale. La nivelul ansamblului orchestral, Bartok păstrează dimensiunile standard, momentele în care fiecare din cele șapte uși se deschid, ilustrează bogăția orchestrală a muzicii lui, conturându-se imagini sonore pregnante diverse. Misterul fiecarei camere e tradus printr-un aranjament orchestral sugestiv, de la sonoritățile xilofonului la subtilitatea flautului, care marchează trecerea spre sala armelor în fortissimul alunurilor, cu disonanțele ce sugerează prezența insinuantă a rolei care crește, culminând în imnul funebru ce inundă ultima odaie a soțiilor ucise. Din punct de vedere formal, faptul că opera este structurată într-un singur act adaugă textului și subiectului un plus de mare dramatism, întreaga acțiune fiind concentrată într-o singură oră de muzică, folosind doar două personaje și un singur cadru. Opera are formă de vase rondo, însă este interesant observat că ceea ce se întâmplă mai adânc la nivel formal este strâns legat de melodie, replici și simboluri. Bartok dă dovadă de o gândire complexă dată privind modalitatea de așezare a porților în paralel cu ce se întâmplă la nivel muzical. Acest posibil paradis, grădina secretă, este poarta cu numărul 4, situată simetric, precedată și mai apoi urmată de câte 3 porți. Acest posibil paradis la răscurcea dintre bine și rău. Deci ce importanță are această grădină? Prin momentul acestui tablou, titlul se schimbă la nivelul tuturor planurilor. Acordă parte acestei porți o calitate magică, atât imaginile care se creează, cât și muzica îmbogățită de atmosferă transcendentală. O poartă cheie în schimbarea de atitudinea personajelor. Barba albastră devine mai întinător, iar Iute din ce în ce mai sfioasă. Liniile melodice sunt mai îmbogățite la barba albastră, în schimb ce Iute rostește mai multă declamație cântată. Iute găsește sângele în pericul loc, citez, al cui e sângele ce scurge grădina, am încheiat citatul. Barba albastră ajunge să-i poruncească soției sale din nou, pronunțând aceleași cuvinte la remotivice, citez, Iute iubește-mă și nu pune întrebări, am încheiat citatul. Un alt aspect ar fi cadrul descris feric printr-o muzică a unei armonii statice și intervenții de clarinet, care prefigurează idiomul muzicii naturii. Cum putem privi, din perspectiva compozitorului, acest tablou? A distat un concept dublu al naturii ce deosebește natura naturans, ceea ce se creează, forța creatoare, din natura.
creat, lumea creată, care dezvoltă și simbolizează acțiunea naturii. Conceptul a fost dezvoltat de Baruch Spinoza. Deși acești termeni nu apar în această formă în descrierile din poartă, numeroasele referiri la conceptul de natură scris cu majusculă și la fenomenele naturale, dezvoltă faptul că era cunoscut acest concept al naturii ca forță creativă a vieții. Într-o scrisoare adresată lui Steffi Geier, Baruch declara, citez, pentru a putea lucra, trebuie să ai un zel pentru viață, adică un interes acut pentru universul viu. Trebuie să simți că exagare treime, natura, arta și știința. Acest așa numit crest panteist a fost perceput de unii drept chiar personalității artistice a lui Barto. Ce sens i-a atribuia compozitorul acestui termen în compozițiile sale? Concepția generală a operei poate fi considerată apropiată și de studiul naturii și aici apare o altă trăsătură caracteristică în personalitatea compozitorului, inclinația spre știință și în special către științele naturii. Având Bartok să-și etaleze din nou capacitățile de a măsura totul pentru a fi totul perfect, este iubirea un aspect generic și motoric al naturii? Aspirantul perfecțiunii și simetriei, al șirului lui Fibonacci și conceptul secțiunii de aur, a reușit în opera sa o fuziune dintre simbol, mistică, poveste și muzică, toate fiind gândite de la nivel macro până la micro. Bartok s-a îndepărtat de organic, de sursele sale de inspirație, peisajele, copacii, florile, munții, întregul univers în mișcare. Bartok însuși s-a declarat un adept al acestei religii a naturii. Poate de aceea această atenție acordată tabloului Grădinii Secrete nu a fost întâmplătoare. Contextul idiomului muzicii naturii lui Bartok include o înțelegere a naturii ca la tot cuprinzătoare, misterioasă, înțelegerea vieții, care pătrunde atât în lumea non-umană a faunei și florii, cât și a domeniului culturii umane. Cu siguranță Bartok exploatează proporțiile vieții, fie că discutăm despre secțiunea de aur, fie că dezlușim interferențele sale cu natura sau muzica. Dragostea pare să fie un involt prin care lumea basmului ne permite accesul la visare fantastic și perfect. Dar alunecă totodată câte sferele tenebrosului și monstrosului, oglinda expresionistă permițând un schimb direct între unele vehiculate. Iubirea la Bartok este totală, nu permite compromisuri, iar cunoașterea are prețul său. În acest caz, unul sângeros și degenerativ, hrănit tot de un principiu natural, cel mai puternic îl va consuma pe cel mai mic. La final, este vorba doar despre supraviețuire. Mulțumesc!